Dezastru după furtuni devasatoare în Statele Unite ale Americii. Mai multe tornade au străbătut zonele rurale din statele Ohio și Indiana și au lăsat în urmă cel puțin 3 morți și zeci de răniți, în timp ce au distrus mai multe case. Totodată, alte câteva state au fost lovite de căderi puternice de zăpadă, în timp ce în altele, grindina de mărimea a unei mici de baseball a făcut prăpăd. O serie de tornade puternice și distructive s-au abătut asupra mai multor state, ceea ce a provocat moartea cel puțin trei persoane în comitatul Logan în statul american Ohio, dar și rănirea a zeci de alte persoane în zona central nordică a Statelor Unite ale Americii. Imaginile surprinse și postate pe rețelele de socializare au dezvoluit distrugeri pe scară largă. Acest vârtej puternic a fost doar una dintre cele șapte tornade raportate în Indiana și Ohio într-o singură noapte. O altă tornadă a fost raportată în nordul Texasului, iar o altă a provocat de asemenea pagube pentru un oraș din Kentucky. Filmările inițiale ale vârtejurilor arată imagini apocaliptice surprinse de un bărbat din Ohio la foarte mică distanță de el. Serviciile de urgență au desfășurat operațiuni de căutare și salvare a victimelor în comunitățile din Comitatul Logan, dar activitățile au fost inițial împiedicate de liniile electrice căzute, de scurgerile de gaz și de distrugerile în masă. Totodată, în Winchester, un oraș de aproximativ 5.000 de locuitori din estul Indianei, 38 de oameni au fost răniți, dintre care 3 grav, atunci când una dintre tornade a traversat zona. De asemenea, zăpada extrem de abundentă a îngropat părți din munții stâncoși. În urma acestor fenomene, unele părți din SUA, inclusiv comunități din Ohio, Kentucky, Indiana și Colorado, s-au trezit în întuneric din cauza întreruperilor de energie electrică declanșate de furtuni. Mai mult decât atât, multe clădiri, vehicule și locuințe au rămas cu pagube semnificative sau au fost complet distruse ca urmare a vânturilor puternice. De asemenea, drumurile și autostrăzile au fost blocate. Serviciile de urgență din regiunile vestice înzăpezite s-au pregătit pentru a îndepărta zăpada de pe marile autostrăzi și din cartiere și pentru a ajuta în același timp șoferii blocați în ameți. Se așteaptă ca furtunile să se liniștească în cele din urmă, deși deplasările pentru locuitorii din munții Stâncoși vor fi mai dificile pentru o perioadă de timp.